consumați produse românești. Acest slogan ar trebui să-l întipărim încă de la copii. Da, și cât mai naturale posibil, pentru că practic asta face diferența între un om sănătos și unul mai puțin sănătos, ceea ce consumăm. Puțin pun accentul pe ceea ce consumă, din păcate. Asta e problema noastră. Astăzi, a societății, mâncăm din ce în ce mai chimic și tratăm chimic. Dacă nu consumăm produse românești, nu stimulăm deloc economia locală și o să rămânem singuri. Vasilica Pamfil este un fermier dornic să demonstreze că agricultura este un domeniu în care merită să investești. El este cel care a construit marca Agranoland. Dacă la început baza materială și dotările erau modeste, de-a lungul anilor, prin munca asiduă și pasiune pentru bogățiile pământului, compania s-a dezvoltat, ajungând să fie astăzi una dintre cele mai importante din Vrancea. De vreo 10 ani de zile am explodat, ca să spun așa, cu suprafețele, am crescut de la an la an. Practic, terenurile erau pârloagă. Sectorul vegetal nu mai este rentabil la noi în zonă decât cu tehnologie de ultima generație, să rentabilizăm la maxim cât se poate și să diminuăm costurile și să integrăm prin zootehnie. Am investit mult în utilaje din două motive. Unu, pentru că tehnologia nouă îți aduce plus valoare și doi, marea problemă cu personalul calificat. E gravă treaba. Eu am ajuns de lucrez 3.000 de hectare cu 5 oameni. Toate previziunile mele au spus clar, circuit închis, integrare. Altfel nu văd un viitor în agricultură. Investitorul din Vrancea a construit o afacere în care fluxul este integrat. Societatea lucrează o suprafață mare de teren arabil, din care peste 950 de hectare sunt certificate ecologic, fapt ce înseamnă asigurarea trasabilității, având astfel un control total asupra obținerii unui produs natural de cea mai bună calitate. O parte dintre suprafețe sunt cultivate cu grâu spelta și porumb cu bob sticlos sau semisticlos. Lumea încă nu conștientizează că noi suntem ceea ce mâncăm și ceea ce bem și trebuie să căutăm pe primul loc să fie alimentația sănătoasă, asta trebuie căutat. Noi cu asta venim ca alternativă, nu intrăm în concurență cu marile firme. Practic, noi nu producem nici cantități foarte mari, producem doar ce avem noi în ferma vegetală. Da, deci numai tot ce provine din exact, vegetal ca materie primă. E limitată cantitatea, deci nu discutăm despre achiziții de cereale. Dimensionarea fabricuțelor a fost făcută tot puțin mai mult decât ceea ce ne-ar asigura procesarea produselor ce le recoltăm după cele 3.000 de hectare. Deci capacitate un pic mai mare față da. De ce ca, ca să lucrăm lejer. Propriu, e dublă capacitatea față de cât putem produce noi, ca să nu lucrăm 24/24, pentru că nu avem personal. Aici e linia automată. Te-am la un program, la 2 kg, la 5 kg, la cât avem cerere. Practic asta este procesul tehnologic, nu intră nimeni în contact cu grâul sau cu făina, totul este automatizat. Totul este automatizat. Avem făină 550, cea care se folosește pentru patiserii, avem făină 650 care se folosește în panificație, tip, conform standardelor românești. Avem făina Graham, dietetică, integrală. Din strata facem doar două tipuri de făină, cea integrală și 650. Aici este moara de mălai cu partea de germinare, avem toată linia. De germinare, măcinare, producem trei tipuri de mălai. Producem un mălai de cea mai bună calitate și îl producem din porumbul din care ar trebui să fie produs. Din porumb sticlos și semisticlos. Din păcate, trebuie să spun și lucrul ăsta, majoritatea mălaiului care se consumă în România este produs din acel porumb furajer. O altă direcție de dezvoltare vizează zona de nutrețuri. Dacă în prezent produsele sunt destinate comercializării, în curând echipa vrânceană dorește ca producția să fie destinată exclusiv fermelor proprii. Și pentru că materia primă există din belșug, înființarea unei fabrici de brichete și peleți a fost o altă idee pusă în practică cu succes. Tot din necesitate, noi avem multe centre și ne costa foarte mult lemnul de foc. Ei, atunci ce am făcut? Din paie ne-am făcut o fabrică de... deșeurile de pe câmp. Din rapiță, din paie am făcut... Fabrică de brichete, brichete și peleți. Și peleți. Da, avem o tehnologie din Ucraina și nemțească aici. Tehnologie combinată. Da, combinată. Am o echipă de oameni tineri lângă mine, oameni profesioniști care își fac foarte bine treaba.
și sunt mândru de ei. Câți angajați aveți? Suntem în jur de 100 de angajați. Încerc să fac, să lucrez cu oameni cât mai puțin și să-i plătesc foarte bine. Am oameni care sunt plătiți ca afară. Condiții de lucru, plătiți foarte bine, tehnologie de ultimă oră să muncească cât mai puțin și atunci devii competitiv în piață.